anului 2015 a fost de bun augur pentru comuna Cașin. Așa cum promiteau nu cu mult timp în urmă, gospodarii satului au pus în practică mai multe proiecte edilitare, culturale și sociale. Cășuneni, după cum v-am promis, în anul 2015 am făcut investiții importante pentru comunitatea noastră. Două proiecte pe care le-am inițiat și le-am făcut în anul 2014, iată că anul acesta am reușit să obținem banii pentru ele, și anume podul de peste părul Cașin în zona stadion în Lăboc, Cot Briceag, s-a și finalizat fonduri de la Uniunea Europeană în valoare de 77.000 de euro. Podul de peste râul Cașin din punctul Nălboc Stadion Cot Briceag este destinat traficului auto ușor și pietonal. Acesta permite trecerea autovehiculelor cu masa de până la 3,5 tone și o înălțime maximă de 2 metri și jumătate. Construcția acestui pod a rezolvat o mai veche problemă din această zonă. Locuitorii care doreau să treacă pe cealaltă parte a pârâului aveau de făcut un ocol destul de mare și anevoios pe un drum îngust, ce punea mari dificultăți la întâlnirea între două vehicule. Acum se merge pe scurtătură. Pietonii au două sensuri de mers, iar autovehiculele unul singur, prioritatea acordându-se la mica înțelegere. Asfaltarea celor 5 km de drumuri pe care i-am proiectat anul trecut, am reușit în anul acesta să obținem 20 de miliarde bani vechi până în prezent și am asfaltat circa 4 km, 250 de metri de drumuri sătești, atât în satul Curița, în satul Cașin, Varianta și în zona Andrășești de lângă Unești. Cele două drumuri pe care dumneavoastră le știți foarte bine, drumul cartier care este în plină dezvoltare, unde toți cășunenii au terenuri, ducând un nivel ridicat de trai celor de acolo și crescând, zic eu, și cota terenului din zonă. Știm foarte bine că acele terenuri sunt căutate pentru construcții, cășunenii astfel putând câștiga bani mai frumoși din vânzarea acestor terenuri. Asfaltarea drumurilor este o mai veche dorință a cășunenilor. S-a reușit în mare parte, dar mai este încă de lucru. Utilajele de asfaltare se vor întoarce pe ulițele satului în vara anului 2016. Primăria Cașin a reușit să obțină fonduri de la Ministerul de Resort. Nu la noiembrie, am semnat încă un contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării de aproximativ 18 miliarde de lei, bani necesari pentru terminarea proiectului de asfaltare, și anume încă 750 metri de asfalt pe varianta din satul Cașin și a șanțurilor și podețile care sunt aferente acestui drum. Lucrurile nu se vor opri aici, se lucrează intens la noi proiecte, asfaltarea a încă 5 km de drumuri comunale, extinderea și modernizarea căminului cultural și consolidarea școlii. Momentan se lucrează la încă două proiecte bune pentru localitatea noastră, și anume pentru încă 5 km de asfalt și modernizarea și extinderea căminului cultural din satul Cașin și consolidarea școlii din satul Cașin, proiecte ce vor fi depuse pe noile măsuri obținute din fonduri europene și anume pe măsura 7.2 și măsura 7.6. Sperăm ca aceste proiecte să fie și ele implementate și obținute fondurile pentru a aduce la bun sfârșit aceste lucrări. Școala din satul Curița se afla în conservare din anul 2010. Întreaga clădire a fost modernizată pentru a-i se da o nouă utilitate. Fațada cenușie a rămas doar o amintire. Acum școala din Curița se prezintă în culori vesele. Acoperișul este nou și durabil. Curtea școlii și suprafețele din imediata vecinătate au fost betonate. Interiorul acestei clădiri arată impecabil. Tâmplărie termoizolantă, calorifere, instalații electrice, grupuri sanitare, parchet laminat, toate acestea asigură condiții optime pentru desfășurarea activității. În această clădire s-a amenajat o grădiniță de copii și un dispensar uman. Thank you.
Viața este frumoasă și trebuie trăită inclusiv din punct de vedere spiritual, așa că de stămărie cășunenii au sărbătorit din nou zilele comunei, de această dată sub auspiciile valorificării zestrei culturale și identitare a neamului românesc. Sătenii au avut bucuria să primească în mijlocul lor mari oameni de știință, profesori, academicieni, cercetători, oameni ai etnografiei și folclorului de dincoace și de dincolo de Prut. Obârșia Mioriței este manifestarea ce a reunit acești distinși oaspeți pe meleaguri cășunene, unde legenda spune că s-ar fi întâlnit personajele celebrei balade, Baciul Ungurean, Baciul Moldovean și Cucel Vrâncean. În inima munților, în locul întretăierii celor trei ținuturi românești, a fost inaugurat și sfințit un monument închinat baladei simbol pentru românii de pretutindeni. De stămărie, icoanele bisericii au fost împodobite cu tricolorul românesc. După săvârșirea Sfintei Liturghii a Hramului Bisericii Adormirea Maicii Domnului, oaspeții au vizitat muzeul satului, apoi au pornit prin sat să admire celebrele porți de lemn ale gospodăriilor cășunene. Și-ar fi dorit să le vadă pe toate dacă timpul ar fi îngăduit, dar s-au oprit doar la câteva, unde gospodarii i-au întâmpinat cu drag. Cășunenii și distinși oaspeți au urmărit parada căruțelor cu coviltir, eveniment unic în România. Cărăușii Cașinului s-au întrecut și de această dată în a-și înfrumuseța caii și căruțele, s-au îmbrăcat în frumoasele costume populare și au trecut de-a lungul satului cu căruțele pregătite pentru drum lung, așa cum se întâmpla odinioară când plecau pentru a face negoți. Păstrătorii acestei frumoase tradiții au fost apoi întâmpinați la primărie cu imnul cășunenilor și bucuria de a vedea că, de acum, localitatea lor face parte din asociația celor mai frumoase sate. Zilele comunei Cașin au continuat cu premierea tinerilor sportivi participanți la campionatul de fotbal Cupa Cașinului. Sărbătoarea cășunenilor a continuat a doua zi cu celebrul iarmaroc de la Ghiolcică, unde bulzul ciobănesc și berbecuții la proțap au fost la mare căutare. A urmat sesiunea de comunicări științifice Obârșia Mioriței. Nici edițiile precedente ale sărbătorii de stămărie nu au fost mai prejos. În 2013 a fost lansată cartea Porțile de lemn ale satului Porțile Sufletului, o lucrare îndrăzneață foarte complexă ce tratează în sute de imagini și informații detaliate una din componentele care definesc această localitate, poarta de lemn a gospodăriei de Cășunean. Autorul lucrării, Constantin Tudose, s-a îngrijit ca această carte să fie tradusă în engleză și franceză, fiind lansată la Paris și la Muzeul Țăranului Român Dimitrie Gusti din București, unde o delegație a reprezentat cu succes Comuna Cașin. Împlinirile anului 2015 se adaugă la realizările ultimelor 3 ani, din care amintim locul de joacă pentru copii situat lângă Biserica Sfântul Dumitru, un părculeț care oferă celor mici leagăne, topogane, balansoare și, ce este mai important, siguranță. Bineînțeles, intrarea în acest părculeț se realizează printr-o tradițională poartă cășuneană executată după datina locului. Și pentru că avem nevoie de cășuneni zdraveni și sănătoși, este musai să facem cât mai multă mișcare. Baza sportivă este acum mult mai accesibilă datorită noului pod din zona Nălboc-Cotbriceag. Terenul cu gazon este segmentat astfel încât poate fi utilizat ca teren clasic de fotbal sau ca mai multe terenuri de mini-fotbal. Ca orice bază sportivă care se respectă, cea din Cașin are bănci pentru antrenori și rezerve, tribune și vestiare dotate cu dușuri, apa caldă fiind asigurată de dărnicia razelor solare. O atenție deosebită a fost acordată infrastructurii. S-au executat reparații curente la podul peste pârâul Curița, în zona Vlașca de Jos. În anul 2012 s-a refăcut drumul de la Andrieș Emilia la Renția Ion, tronson care a fost distrus de pârâul Curița, și s-a asigurat împotriva viiturilor cu gabioane. S-au construit gabioane pentru apărare pe pârâul Cașin în zona Nălboc și a podului Pochița, precum și pe pârâul Curița în zona Podvintilă.
s-a extins rețeaua electrică în zona câmpului mănăstirii, în satul Cașin, precum și rețeaua de iluminat public pe drumul comunal 127, ce leagă satul Cașin de Curița. S-a reușit extinderea rețelei de apă de la Moara Comăneci până la podul Curiței. La intrarea în comuna Cașin s-a montat o pompă de ridicare a presiunii pentru ca apa să ajungă la toți cășunenii racordați la rețea. Comuna Cașin a fost inclusă în master planul județului Bacău pentru extinderea rețelei de apă potabilă și canalizare. Valoarea investițiilor ce se vor derula în perioada 2014-2020 ridicându-se la 5.600.000 de euro. La această valoare se poate executa extinderea de apă și rețea de canalizare în întreaga comună, fiind prin fonduri europene, dacă merge în separat, valoarea nu este mai de 1.500.000 de euro, asta însemnând o parte numai din satul Cașin ar putea beneficia de această investiție. Astfel, prin master planul județul Bacău, poate beneficia toată comuna de această investiție. Mai avem în vedere extinderea rețelei de gaze în satul Curița, în cătunul Vlașca și Poghița, care, din păcate, au rămas fără rețea de gaze. O atenție deosebită a fost acordată edificiilor de interes public. Școala cu clasele 1-8 Învățător Neculai Pâslaru a beneficiat de o atenție deosebită. Vechea toaletă, situată în curtea școlii, a fost dezafectată. Un nou grup sanitar a fost construit și integrat clădirii școlii. Este modern, racordat la apă curentă, canalizare și asigură condiții la nivelul cerințelor actuale. În viitorul apropiat, școala va fi renovată, insistându-se și asupra aspectului exterior care va fi îmbunătățit. În curtea interioară a căminului cultural din satul Cașin a fost realizat un spațiu destinat recreierii. În satul Cașin s-a modernizat dispensarul medical uman și a fost deschisă o farmacie. La Biserica Sfântul Dumitru s-a reușit montarea unei instalații de încălzire centralizată, iar la Biserica Adormirea Maicii Domnului s-a montat un sistem de încălzire electrică. În bugetul anului 2015, la inițiativa primarului Daniel Soroiu, Consiliul Local a aprobat un ajutor financiar de 50.000 de lei, adică jumătate de miliard lei vechi, pentru construirea bisericii din satul Curița. Viața culturală a comunei Cașin a beneficiat de o atenție deosebită din partea primăriei. În fiecare an a fost marcată Ziua Eroilor prin depuneri de coroane și manifestări artistice organizate la monumentul din fața primăriei. Sărbătorile de iarnă au fost marcate prin spectacole de Crăciun și tradiționale datini și obiceiuri prilejuite de întâmpinarea anului nou. Scena căminului cultural a fost animată și de alte evenimente. Concursul de frumusețe și talent Miss and Mr. Cașin, în cadrul căruia au fost colectate fonduri destinate celor nevoiași. Spectacolul caritabil destinat ajutorării eleve accidentate la Săniuș. Căminul cultural este așadar din ce în ce mai solicitat, motiv pentru care va beneficia în curând de lucrări ample de extindere și modernizare. Hai săratul cășunean, cum pleacă pătrun hoinar, măi. Prin răsfoarea muntelui și așița câmpului, măi. Prin răsfoarea muntelui și așița câmpului, măi. La orice pasiun dușman, cășunea lui ortoman, măi. Și Cainul s-o prescătuși, măi.
soare. Să deschid o floarele, să-i trec căruțele, măi. Să deschid o floarele, să-i trec căruțele, măi. Cu marfan covirtir și cu anii la chimir, măi. Dar tot ea nu te lasă. Nu mai stă mai cărăuș și pleacă pe drum acuș, măi. Nu mai stă mai cărăuș și pleacă pe drum acuș, măi. În jucă viter broțat și pleacă pe drum cu drag, măi.